Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi, suntem din nou împreună în casa lui Dumnezeu și mă rog Domnului ca Dumnezeu din cer să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Amin. În această seară apreciez un lucru foarte mare, mă bucur pe de altă parte că este în biserică fratele Șurubel. Apreciez foarte mult maturitatea ta, frate Șurubel, că în ecazul tău ai căutat să te apropii de Dumnezeu și chiar dacă ți este atât de greu, noi, ca și biserică, apreciem pe oamenii care luptă în necaz. Dumnezeu din cer să te binecuvinteze și biserica să spunem amin. A fost o zi grea, dar după așa zi grea și după 40 de zile de durere, să vii în biserică, să te rogi, este o dovadă foarte mare. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată. În această seară am un cuvânt foarte scurt și aș vrea împreună să medităm la un cuvânt care Dumnezeu ni l-a pus în fața noastră și împreună să privim la această chemare care avem din partea lui Dumnezeu. Adevărul este că în Biblie există o persoană care nu se specifică că a păcătuit. Majoritatea dintre oamenii lui Dumnezeu în Scriptură arată că au păcătuit. Unul din oamenii care are cea mai înaltă trăsătură în Biblie, care are cea mai mare asemănare cu Domnul Iisus, este o persoană care Biblia arată că el din sclav a devenit, aș putea să spun, dintr-o zonă de sclavie ajunge la palat și dintr-o, aș putea să spun, atitudine în care trece prin experiențele cele mai grele, de la temniță la poziția de prim-ministru. Numele acestui om este numele de Iosif. Niciun om nu s-a ridicat la nivelul acestui om în care să fie cu asemănare așa de aproape de Domnul Iisus. Numele lui Iosif înseamnă Adaos, adică omul care salvează, adică omul care favorizează, adică omul care aduce viață și binecuvântare. Iosif este o persoană în care lângă el mă așteptam să scrie Biblia foarte puțin despre un tânăr pe nume de Iosif. Dar scrie Biblia mai mult decât toți ceilalți, mai mult decât Adam, mai mult decât Abel, mai mult decât Avram, mai mult decât Isaac, mai mult decât Iacov, mari oameni ai Bibliei, care scrie în Geneza numele lor, pentru Iosif este menționat în Biblie 13 capitole. Nu scrie puțin, ci consider că scrie foarte mult. Din capitolul 37 până la versetul 50, 13 capitole care conțin aproximativ 400 de versete, scrie despre acest om pe nume de Iosif. Omul acesta are așa de multe asemănări încât în toate spune Biblia despre el că mai mult de 12 ori el spune numele lui Dumnezeu. În fața lui Faraon, în fața fraților săi, în fața oricărei împrejurări, el rostește numele lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta, spune Biblia despre el, că Iosif apare de 5 ori, chiar în capitolul 39, cuvântul menționat, Domnul era cu Iosif. Marile menționări care le-am așteptat cu toții este atunci când Dumnezeu face confirmarea, Domnul este cu tine. Poate să fie o lume întreagă cu noi. Poate să fie milioane de români lângă tine. Nu are un număr numeric care creează biruință, cum este numele lui Dumnezeu. Și ceea ce iese în evidență
Iosif este un personaj în care Biblia scoate în evidență Domnul era cu el, dar Iosif întotdeauna lăuda numele lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului ca Dumnezeu din cer să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Totuși, deși are cea mai înaltă asemănare, de ce are atât de multe încercări? Dacă el are așa de multe asemănări în Scriptură și n-aș vrea să prezint asemănările care sunt foarte multe, ci contextul biblic, dacă el a trăit și a avut vise, visul lui, visele care le-a avut, erau de a înălța numele lui Dumnezeu, de ce trebuia să sufere atât de mult acest om al lui Dumnezeu pe nume de Iosif? Pentru că valorile noastre nu se nasc din bucurii. Valorile noastre se nasc din încercări și suferință. De aceea mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Marile încercări care pentru noi o perioadă erau grele, chinuri sufletești, au fost momentele de aur. Nu tânjim după clipele de bucurie, cât tânjim după acele momente de agonie, în acele momente de lacrimi, cum Dumnezeu în mila Lui s-a îndurat de noi. În acele momente de singurătate, de sărăcie, de suferință, în acele momente când te-ai văzut singur și a văzut Dumnezeu și a venit mâna Domnului peste tine. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvinteze biserica. Dacă avem suferințe, nu înseamnă că Dumnezeu nu e în controlul vieții noastre, ci consider că acolo e pregătirea ta, e pregătirea mea, e pregătirea noastră. Vai de cei care n-au suferință! Vai de cei care nu suferă deloc! Pentru că adevărații copii al lui Dumnezeu nu sunt născuți din adulter, spune evrei, ci adevărații copii al lui Dumnezeu sunt născuți, testați, probați, adică ai parte de suferință. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvinteze biserica și împreună să spunem amin. Sunt trei lucruri care aș vrea să le spun și să le aducem înaintea lui Dumnezeu despre Iosif. Omul acesta care Biblia arată mi-a atras atenția, a creat în inima mea o gelozie, un om care nu se menționează că a avut păcat. A trăit la cel mai înalt nivel. Omul acesta care a avut o încredere puternică în Dumnezeu, în crize dificile, a trăit până la sfârșit cu frică și cu teamă de Dumnezeu. Și mă gândeam că dacă Domnul Iisus ar asemăna cu cineva, probabil că ar trebui să se asemene cu alți oameni din Scriptură. Dar viața lui a fost aproape, aproape, cea mai apropiată de viața Domnului Iisus. Trei lucruri care trebuie să le învățăm în această seară. În primul rând, credința lui Iosif. Dacă veți observa în Scriptură ce înseamnă credința lui Iosif, Iosif în acea vreme n-a avut Biblie. Iosif în acea vreme n-a avut vreun comentariu biblic, vreo carte scrisă. Iosif în acea perioadă, timp de 4 ani de zile, a fost departe de părinți, de prieteni. În închisoare, în momentul cel mai greu al vieții lui, nu l-a vizitat nimeni, nu l-a căutat nimeni. Și chiar Scriptura arată că a fost o perioadă când nici Dumnezeu nu i-a răspuns. Și în acele momente grele s-a încrezut în Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. În momente cele mai grele se vede credința. Omul acesta putea să aibă argumentele lui să spună, cum pot să mai cred în Dumnezeu când sunt departe de părinții mei, când frații mei m-au vândut, când însuși tatăl meu nu știe de mine, când însuși nimeni nu mă mai caută, când însuși Dumnezeu nu mai dă un răspuns. După ani în care mi-a arătat vise, am o tăcere, am un întuneric, trăiesc într-o temniță și mai mult decât atâta sufăr pe nedreptate. Omul acesta s-a încrezut și a dat dovadă de credință în Dumnezeu. Dumnezeu din cer să pună credință în inima noastră.
Știi ce înseamnă credință pentru noi? Dovada că fratele șurubele aici e o dovadă de credință. Unii când dau de necaz fug de Dumnezeu cu disperare. Credința în Dumnezeu înseamnă în momente dificile când chiar nu înțelegi voia lui Dumnezeu să te apropii mai mult, să crezi mai mult și să te ancorezi în promisiunea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Chiar dacă sunt momente în viață când nu înțeleg voia lui Dumnezeu, când Dumnezeu nu lucrează în parametrii care eu vreau să lucreze Dumnezeu, eu, noi, ne credem în Dumnezeu pentru că Dumnezeul nostru este suveran. Dumnezeu din cer știe momentele cele mai dificile din viața noastră. Când plângi, când ești disperat, când ai amărăciuni, când ai chinul sufletești, când sufletul tău plânge, disperarea aceea chinului în care simți că nu poți explica plânsul unui suflet, Dumnezeu este Cel care vede credința ta. Aceea Dumnezeu din cer să ne dea putere să ne încredem în Dumnezeu și biserica să spunem amin. Nu ne încredem în Dumnezeu numai când ne dă de toate. Nu ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu numai când este soare. Și ne încredem în Dumnezeu chiar dacă nu va lucra cum așteptăm noi. Mărturisesc că în perioadele cele mai grele, când credința mea era în faliment, m-am bazat nu pe credința mea, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu care promite, cuvântul lui rămâne da și amin. De aceea credința ta, asigură-te că se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și biserica să spunem amin. Un alt lucru care Biblia arată despre credința lui Iosif, apare caracterul lui Iosif. Ce caracter ai tu, ce caracter avem noi? Știți că nota unui om pocăit nu se dă în cunoștință, în arta oratoriei, nu se dă în nivelul de membralitate, de copii, câți copii avem, de posesiuni. Adevărata notă a unui om al lui Dumnezeu contează caracterul. Și observați că caracterul acesta înseamnă cel puțin trei trepte importante. Spune Biblia despre Iosif că s-a îmbrăcat cu trei haine. Trei haine în care aproape că arată asemănător cu viața Domnului Iisus. În primul rând, prima haină este haina pestriță. Era fiul favorit. Și haina pestriță reprezintă haina mântuirii. Aș vrea să fie proiectată Geneza 37 cu versetul 3, dacă nu greșesc. Primul rând este haina pestriță, haina mântuirii. Caracterul unui om al lui Dumnezeu este în primul rând mântuit. A ce folos să fii un gentleman? Un om extraordinar în caracter, într-un limbaj, în pregătire, în oratorie, dacă nu ești mântuit. Ce folos? Există oameni celebri astăzi, vedete, celebrități. Au o pregătire extraordinară. N-au haina mântuirii. Haina pestriță. Un alt lucru care spune este în Geneza 39 cu versetul 12, este haina care o lasă în mâna soției lui Potifar, haina ispitei. Haina ispitei, adică dacă tu nu faci față în momente de ispită, în momente când apare o ispită și te lași sedus de ea, fie de un Facebook, fie de o imagine, fie de o mânie necontrolată, fie de o atitudine, fie de o stare, dacă nu poți controla sufletul tău, tu nu ai haina aceasta care înseamnă haina lepădării, care înseamnă haina ispitei. Observați că vine și spune, lasă haina în mâna ei. Adică cu alte cuvinte, eu voi pirui ispita. Nu mă las sedus de ispită, nu mă las cucerit de ispită, ci voi continua să trăiesc. Cum spune Biblia despre Domnul Iisus? A fost ispitit
în toate felurile, dar fără păcat. Și noi suntem ispitiți, dar suntem cu păcat. Ai o ispită și o accepți. Domnul Iisus a fost și El ispitit, dar fără păcat. Și o altă haină care arată cuvântul lui Dumnezeu, Geneza 41 cu versetul 42, este haina aceea a demnității, a favorizării, în care îi se dă de faraon, haina în care reprezintă inul subțire, adică poziția răsplătirii. Observați, i-a dat haine de insubțire și cu alte cuvinte cinste și onoare. Adică tu nu poți să primești haina demnității, haina destinului, haina viitorului, în care înseamnă, iată că nu numai că ești mântuit, nu numai că îi biruim ispitele, dar ești o persoană care te îmbrac în putere. Ce înseamnă inul subțire conform Apocalipsa? Care înseamnă faptele sfinte ale sfinților. Nu doar fapte sfinte, ale sfinților. Dumnezeu din cer să binecuvinteze biserica, amin. Poate că avem prima haină, a doua, dar inul subțire, cred că mulți nu avem haina aceasta. Inul subțire lipsește în biserică. De unde așa de multă demnitate? De unde așa de multe fapte? Încă am slăbit în această privință, dar mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să lucreze la caracterul nostru și biserica să spunem amin. Nu trebuie să arătăm ca și cum că doar nu le avem, ci trebuie în mod sincer la rugăciune să rugăm pe Dumnezeu: Doamne, îmbracă-mă Tu, Doamne, și îmbracă, Doamne, sufletul meu cu aceste calități, cu aceste valori care înseamnă acest caracter divin. Și biserica să spunem amin. Și ultimul lucru, aș vrea să privim la calitățile acestui om. Am văzut credința lui, am văzut caracterul lui și vreau să vedem calitățile lui Iosif. Iosif are câteva calități foarte frumoase și foarte binecuvântate. Un om în care arată că nu doar cunoaște pe Dumnezeu. Sunt mulți care cunosc. Sunt mulți care au un caracter, dar calitățile uneori lipsesc din viața noastră. Omul acesta, prima calitate care mi-a atras atenția, în toate încercările vieții, niciodată nu l-a acuzat pe Dumnezeu. Prima calitate. Majoritatea am intrat în ispita să-L acuzăm pe Dumnezeu. De ce? S-o scădăv la mei. De ce pentru mine? De ce nu altul? Iosif, prima calitate acestui om, în toată Scriptura, nu l-a acuzat pe Dumnezeu. Putea să spună: mi-ai dat vise. Păi de la vise, vândut, trădat, departe de casă, în temniță, acuzat pe nedrept. Și în urma multor vise, întuneric total. Nu l-a acuzat niciodată pe Dumnezeu în Scriptură. Mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea această calitate. Amin? Nu l-a acuzat pe Dumnezeu. Adevăratul credincios se acuză pe sine și nu pe alții. Știți că noi toflenii avem specialitatea aceasta să dăm vina pe altul. Cred că cea mai frumoasă maturitate e vremea să nu mai dăm vina pe nimeni. E vremea să ne acuzăm pe noi personal. Ce rost are să arunc vina? Nu e așa că de la prima generație, de la Adam și Eva, a venit Duhul acesta? Nu eu, ci ea? Nu eu, ci altul? Adevărații oameni ai lui Dumnezeu sunt cei care recunosc vina. Și nu acuzăm pe nimeni. De aceea mă rog lui Dumnezeu să ne asumăm responsabilitatea, să spunem lui Dumnezeu: Doamne, eu am greșit, eu am păcătuit. Și nu acuz pe nimeni și biserica să spunem amin. A doua atitudine a acestui om, omul acesta a știut să rămână puternic în caracterul lui, în sensul că la vârsta de 30 de ani, el nu și-a schimbat caracterul. El a trăit în curăție, el a trăit în sfințire. Omul acesta la vârsta de 30 de ani
ajunge în palat, ajunge în poziție, ajunge în putere, ajunge în faimă, ajunge în poziția cea mai înaltă. Știți ce însemna Imperiul Egiptean? Cel mai puternic om din lume. Faimă, putere, nume, poziție. A salvat milioane de egipteni, de oameni. Să-i salvezi de la foamete, de la moarte. Salvatorul lumii a rămas smerit. Totdeauna spunea, nu eu, ci Domnul. Dumnezeu din cer să ne dea calitatea aceasta să rămânem curați și credincioși. Amin? Un alt nivel în care arată partea de jos. Când Iosif era în poziția de jos, în groapă, în închisoare, în acuzare, n-avea dreptul măcar la un proces, n-avea dreptul măcar la un apărător. În momente cele mai dificile și grele, în acele momente, el n-a sfidat voia lui Dumnezeu, ci a rămas smerit și în treapta înaltă și în treapta de încercare. Știți că a fi smerit la încercare, a fi smerit în groapă, oricum groapa poate crea smerenie foarte frumoasă. Dar să fii smerit în poziție înaltă e o raritate. Așa că Iosif avea calitatea de un om smerit, calitatea de un om credincios, calitatea de un om neprihănit. Nu s-a compromis. O altă calitate a lui Iosif era omul în care n-a iubit păcatul. Nu a acceptat păcatul, ci a avea dorință de neprihănire. A sfidat păcatul, adică când vine ispita păcatul, el putea să spună oricum sunt departe de casa părintească, nu mă vede nimeni, oricum sunt într-o lume în care este într-o altă sferă, într-un alt timp, într-o altă stare. Dar omul acesta a iubit mai mult neprihănirea. N-a iubit păcatul. Sau crezi că n-avea la ispita? Ce calități avem noi? Prea puțin suntem oameni puternici când iubim mai mult neprihănirea. Nu e așa că frecventarea de biserică arată pasiunea? Nu e așa că lipsa de post, de rugăciune, de scriptură, lipsa de mântuirea altora, lipsa de comunicare, lipsa de lucruri, nu e așa că nu arată în evidență neprihănirea? De aceea rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să iubim neprihănirea. Amin? Știți, pe mine, când citesc Evrei 13 cu 14, este cuvântul care creează un cuvânt ca un decret. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni, nici pastor, nici mare evanghelist, nici apostol, nici orice poziție înaltă în lume, orice rang în lume, fără de care nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne dea dragoste de neprihănire. A fi în poziția aceasta, un om neprihănit nu creează nici pericol, nu creează nici stare de frică, nu creează nici stare de depresie. Mă, nu știu de vrăscorul. Nu face rău la nimeni. Dumnezeu din cer să ne facă să iubim mai mult neprihănirea și să urâm păcatul. Amin? Și în cele din urmă, calitatea acestui om al lui Dumnezeu a avut atitudinea în credința lui că a avut puterea să ierte. Știți, noi iertăm din anumit context că nu avem putere. Dar omul acesta avea putere. Era în putere, era în poziție și putea să se răzbune. Dar a arătat iertare la cei care nu meritau iertarea. Poate că sunt oameni care te-au rănit. Poate că sunt oameni care te-au supărat. Dacă tu nu ierți, tu oprești binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Poate că acum, chiar acum ai un păcat sau 5 sau 10 și spune că dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te iartă pe tine. Păcatele tale rămân la tine. Acolo rămân. Și poți gestiona astăzi 5, mâine 10. Și în timpul care trece, strângem un număr de 100 de păcate. Pentru că Biblia spune, voi ierta cu condiția să ierți. Și atunci, calitatea lui Iosif a spus, cred că dacă nu venea Duhul lui Dumnezeu peste Iosif, se răzbuna.
Dar cred că Duhul lui Dumnezeu care a venit peste el i-a dat putere să ierte. Adică el avea tendința de răzbunare, dar Dumnezeu a vorbit lui, da, cu același mod de faptă, ci trebuie să ierți. Nu că merită să oferim iertarea, n-ar merita cei care ne-au rănit să le oferim iertarea. Rănile care ni le-au făcut, nopțile nedormite, acele cicatrice, acele dureri, acele lacrimi, nu merită iertarea, dar datorită de dragul Domnului Iisus, iertăm ca să fim iertați. Așa că în această rugăciune, care vreau să vă invit să stăm ridicați în picioare, aș vrea să ne rugăm împreună, Doamne, dăm credință în inimă, pune în inima mea caracter, caracter în care să am valori, caracterul înseamnă că ai valori, deții binecuvântări și în cele din urmă ai calități, calități care rămâi un exemplu pentru cei din jurul tău. Și atunci numele lui Iosif este nume asemănat cu numele Domnului Iisus. Dacă Iisus a salvat o lume, Iosif a salvat o lume. Dacă Iisus a fost vândut, Iosif a fost vândut. Dacă Iisus la vârsta de 30 de ani a început lucrarea, Iosif la vârsta de 30 de ani a început lucrarea de prim-ministru. Dacă toată viața Domnului Iisus a fost în încercări, Iosif a fost asemănător. Fiecare argument leagă viața unuia de alta, ca să fie un exemplu. Haideți să ne rugăm în această rugăciune, Doamne, ajută-mă să mă asemăn ca Tine. Dacă va primi în biserica Lui în această seară, să spună, mă voi asemăna. Asemănarea Domnului Iisus este cu Tine, cu Tine, cu fiecare, pentru că ne-am apropiat să avem valorile care erau și în Domnul Iisus. Haideți să ne rugăm în rugăciune și să chemăm pe Domnul, ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Suntem răniți și calomniați de unii și de alții, să rămânem cu credința noastră în Tine, să ne încredem în cuvântul Tău, chiar dacă alții au tendința de a cădea, de a renunța, de a abandona, noi să ne încredem în Tine, Doamne, să ne credem în cuvântul Tău și să trăim cu frică, cu teamă până ziua când Tu vei reveni, Doamne. Credința aceea în care să Te așteptăm pe Tine, credința aceea în care să fim înflăcărați după Tine, după voia Ta, după cuvântul Tău, acea credință care ne leagă de Tine și care trăim pentru Tine, Doamne, acea credință puternică, Tine, Doamne, caracterul acesta care așa de mult, Doamne, lipsește, a devenit o raritate, nu mai există valori, am devenit săraci. Pune caracter în noi, nobil dumnezeiesc, în care să fim mântuiți, prin care să rezistăm în atacuri și prin care, Doamne, să avem o viață binecuvântată pentru un viitor binecuvântat, Doamne. Și binecuvintează-ne cu fiecare să avem aceste calități de oameni smeriți, oameni neprihăniți, oameni în care să putem ierta, oameni în care să trăim cu mulțumire, să nu acuzăm niciodată, nici pe alții și nici pe Tine, Doamne, ci să ne asumăm și să acceptăm corectarea în viața noastră. În numele Domnului Iisus, să-ți mulțumim.
Aș vrea în continuare, frații cântăreți, să laude pe Domnul cu o cântare și aș vrea în rugăciunea aceasta, meditează adânc la rănile care tu le-ai trăit. Și în urma meditării, în urma acelui timp care ți-a creat durere, care ai simțit momente grele, să spui lui Dumnezeu, Doamne, iert în numele Tău! Doamne, vreau în numele Tău să iert! Vreau în numele Tău să uit! Vreau în numele Tău, Doamne, să fac acest lucru! Nu că merită, dar pentru că Tu, Doamne, meriți atenția noastră, dragostea noastră, respectul nostru, de dragul Tău, iertăm pe cei care ne-au rănit, ca Tu să fii iertat și binecuvântat de Domnul. Aș vrea să stai în rugăciune, înainte să ierți pe cineva, meditează atânt la rănile tale și rostește numele Domnului peste cei care te-au rănit.